revenit cu cel de-al doilea invitat, domnul dr. Ștefan Tiron. Bună ziua și bine v-am regăsit! Seara, dumneavoastră, bine v-am regăsit și eu! Ce ne puteți spune despre analiza minerală tisulară? Ce este, de fapt? Pe înțelesul tuturor, știți cum toată lumea știe de o conversație, din păcate, care începe așa, dom'le, știi pe ăla micul al madame Piscupescu? Copil excepțional, premiant, a fost totul în regulă și dintr-o dată nu mai învață, a devenit agresiv, se izolează, probleme de toate felurile, ce s-o fi întâmplat cu el? Trebuie pedepsit, trebuie... Să știți că astea sunt simptomele intoxicației cu plumb. Și înainte să chinuim un copil nevinovat și care poate este intoxicat cu plumb, deși s-a scos benzina asta cu plumb și există benzină fără plumb, să știți că intoxicația cu plumb, cu intoxicațiile cu mercur există, putem să depistăm. Și, din păcate, mineralele astea toxice sunt toxice pentru că rămân în organism. Se face o tezaurizare. Deci, cantități foarte mici rămân și organismul nu are posibilitatea să le elimine. Timpul de stat în sânge este foarte mic, câteodată ore. Deci posibilitatea când se întâmplă o intoxicație să depistezi luând o analiză sanguină, păi orele alea au trecut repede și nu mai găsești. Și atunci se găsește în țesutul gras și mai ales în țesutul gras nobil, care este țesutul nervos, în os, în ficat și în păr. Și atunci s-a făcut o analiză care se face din fire de păr, câteva se taie, câteva fire de păr, este simplu, ca la ciufulici, se taie așa, și se analizează și se găsesc substanțe toxice care explică starea unui astfel de copil, despre cum vă spuneam, și care, înainte să fie pedepsit, poate că ar fi bine să vedem dacă nu cumva săracul este intoxicat. Analiza asta nu se ocupă doar de intoxicații. Auzim pe toată lumea, domne, nu mai știu ce să mă fac, nu mai sunt performant, sunt tot timpul foarte obosit. Păi asta este, se numește sindromul de oboseală cronică. În România nu prea se vorbește de sindromul de oboseală cronică. În străinătate acest sindrom este recunoscut, depistat și tratat, pentru că se poate muri din oboseală cronică. Analiza care poate să, cu ușurință, să, și este practic singura analiză care poate să dovedească obiectiv, nu că mi se pare mie că e obosit pacientul respectiv, este analiza minerală tisulară. Și analiza asta poate să ne arate și perturbări metabolice pe care nu prea ai cum să le vezi. Știți cum se întâmplă? Analiza sanguină nimeni nu o contestă. A fost, este și va fi extrem de importantă. Dar dacă noastră vă roagă prietena de la grădiniță care a plecat în Australia în copilărie, dom'le, trimite-mi și mie o poză cu Bucureștiu. Dacă faceți o poză la Piața Universitatea la 5 dimineața, sunt 20 de mașini. Dacă o faceți la 5 după amiază, sunt 20.000 de mașini. Care este adevărul? Păi analiza sanguină este ceea ce se întâmplă pe o stradă la un moment dat. Asta e o venă, asta e o stradă. Nu știu cu adevărat ce se întâmplă în corp, eu văd ce se întâmplă pe stradă. Ori te perturbă. Analiza din firul de păr îmi arată ce se întâmplă în celulă, într-o celulă, în foliculul pilos, într-o perioadă de 100 de zile se recoltează cam 3-4 cm, păi 3-4 cm înseamnă 100 de zile. Nu pot să-mi spun nici că doamna a fost la ciclu, nici că sâmbătă, duminică s-a fost la o petrecere și s-a luat analizele luni și vai de mine ce analize, sau că a fost răcit. Nu, 100 de zile te reprezintă și atunci vezi cu adevărat, există intoxicație, există surmenaj cu adevărat, adică încetarea organismului de a avea posibilitatea să răspundă la stres și perturbări metabolice. Analiza asta îți permite să individualizezi, să vezi ce are persoana aia în acel moment. Pentru că nu întotdeauna metabolismul noastră de anul ăsta seamănă cu cel de acum 2 ani și poate că este diferit de ce veți fi peste 2 ani. Încărcarea cu mineralele respective nu-i simplă și nu dându-se doar mineralul respectiv, ci se dă un complex de minerale și de tot felul de vitamine și așa mai departe și în timp. Nu se face ca la Popeye marinarul, pac, iei și s-a umflat. Nu. Durează 2-3 luni de zile până se face o reîncărcare corectă a corpului. Foarte interesant că niște minerale care au fost considerate bune, cum a fost aluminiu, o generație întreagă a luat aluminiu pentru usturim de stomac, pentru dureri de stomac. Ori aluminiu este clar că participă la unul dintre factorii care participă la maladia Alzheimer.
și nu se mai dă aluminiu deloc, ai posibilitatea să vezi ce s-a considerat seleniu, la un moment s-a considerat că este negativ, acum s-a văzut că este un mineral important și bun și așa mai departe. Am înțeles că se pot doza în jur de 36 de, 36 minerale, de minerale care se găsesc în mod normal. Da, 7 minerale toxice și îmi puseți întrebarea cum, ce facem? În primul rând și în primul rând se face o anchetă epidemiologică. Eu nu mă feresc să o spun, fetițele mele mi-au dat voie. Eu am adus analiza asta pentru că mi-am găsit fetițele mele. Eu am două fetițele, ador, și le-am găsit intoxicate cu aluminiu și cu plumb. Dar am crezut că albesc. Și mi s-a spus, m-am enervat, am zis, nu există, așa zice toată lumea. Și mi s-a spus, vedeți că fetița cea mică este dublu intoxicată decât fetița cea mare. Vedeți ce mănâncă mai mult. Și mi-am adus aminte că cea mare abia își bea laptele, aia mică își termina cana ei de lapte și dacă aia îi lua și cana. Și am zis, opa. Și am ajuns la bucătărie să văd că se fierbea acolo laptele într-un fel de tuș din ăla cum se folosește. Din aluminiu, făcut și din plumb probabil și asta, și aia am intoxicat copiii. Deci trebuie făcută și este simplu o anchetă epidemiologică. Există intoxicații pe care trebuie să le vedem, să le depistăm, să înlăturăm factorul și după aia ajutăm cu metodele cunoscute. Chelare, dacă e nevoie, dezintoxicare, ajutăm ficatul să dezintoxice. Și probabil că se face dar și... să avem diagnostic. Probabil că se poate face în acest fel și diferența între o alergie la un nichel și la o intoxicație cu nichel, absolut, când e prea mare. Absolut, absolut. Apropo de gătit, toată lumea folosește fel de fel de vase. Ce ne recomandați ca să fim sănătoși? Stați să vă povestesc. La un moment dat am cumpărat de la un mare magazin de mobi, am tot cumpărat că făceam o construcție și mi s-a dat premiu o friteză. Se fac cartofi prăjiți și nu știu ce. Era și de marcă. Și m-am dus acasă și am început să spăl ca să pot să fac. Și am văzut că mi se negrau degetele și se negrea și șervețelul și cârpa albă după ce ștergeam a patra oară. Păi aia să știți că e aluminiu. Așa cum rămâne pe șervețel și pe mână, să știți că așa rămâne și în interiorul corpului. Deci, oalele alea de lut și mijlocile tradiționale, să știți că rămân de bază și sunt foarte bune. Împachetarea în staniolul alimentar nu este grozavă. Și îmi și spunea oamenii, lume, simțeam că mâncau șaormă, e puțin mai acrișoară când mănânci din el. Este intoxicație cu aluminiu. Și aia nu trebuie să se întâmple. Și de atunci o să vedeți că se împachetează în hârtie de pergament care este mai sănătoasă. Mulțumesc pentru interviu. Mi-a făcut plăcere. Sunt Laura Popescu și vă mulțumesc pentru atenție. Sănătatea în realitate vă privește. Rămâneți sănătoși!